Elon Musk, unul dintre cei mai bogați oameni ai Americii și ai lumii, de altfel, a fost judecat de anumite voci care au fost de părere că are prea mulți bani, că deține venituri și control ca atare în urma acestei puteri financiare. Nu sunt de acord că trebuie să judecăm oamenii doar pentru faptul că sunt bogați sau că au bani. Acum, dacă există dovezi cu privire la venituri necuvenite sau eu știu despre ce încălcare de legi, atunci intră justiția în acțiune, dar nu trebuie să te uiți și mai ales să declari și să judeci un om doar pentru faptul că are foarte mulți bani. Cert este că el s-a simțit nevoit, îndreptățit să răspundă și a zis că el va susține omenirea, va sponsoriza și va susține financiar proiectul de lansare a unei rachete pe Marte, un proiect de lungă durată. Se pare că totuși acest lucru va fi posibil, după spusele lui, până în anul 2026. Așadar, Elon Musk și-a îndreptat atenția și către binele întregii lumi, va sprijini acest proiect care va trimite o rachetă pe Marte. Abia aștept să văd ce se va întâmpla pe viitor. Să sperăm că vom prinde și noi lucrurile astea după ce scăpăm de criza în care ne aflăm. Ne revedem mâine dimineață, dragi prieteni!